Fostul ministru al economiei în guvernul Ponta 2, deputatul Andrei Gera, va fi din nou ministrul economiei, dar într-o formulă care să cuprinde și atribuțiile ministrului delegat pentru energie. Gera va intra în guvern odată cu intrarea Partidului Liberal Reformator la guvernare. Surse guvernamentale au declarat în presă că negocierile dintre premierul Victor Ponta și Călin Popescu Tăricianu s-au încheiat cu un succes cel puțin în ceea ce privește solicitarea lui Tăricianu ca ministerul economiei să revină unuia dintre oamenii săi. Tăricianu i-ar fi transmis lui Ponta că PLR vrea Ministerul economiei și finanțelor care au fil economic. Gera urma să-l înlocuiască atât pe Constantin Nițe cât și pe Răzvan Nicolescu și să preia economia. Astfel PSD ar ceda Ministerul Economiei, nerenunțând însă la Ministerul Finanțelor. Andrei Gera a demisionat din PNL în vara acestui an și s-a înscris în formațiunea înființată de Călim Popescu tăricianu Gera a fost susținut prima dată pentru funcția de ministru de către PNL, iar apoi a fost obligat să demisioneze după ce Crin Antonescu l-a acuzat că face jocurile PSD în guvern.